ce înseamnă cu adevărat scleroza multiplă și că, în primul rând, nu este o boală contagioasă, că nu trebuie să existe o stigmă în societate, că persoanele care poate sunt sănătoase și au în jurul lor persoane care au scleroză multiplă. Nu... Mulțumesc mult, Silvia, că ai acceptat invitația să vii la acest video. Cu mare drag. Cum am spus, o să vorbim despre scleroza multiplă și m-am gândit la tine pentru că știu că tu lucrezi într-un spital care are un program național de scleroză multiplă și m-am gândit că, sigur, văzând pacienții zi de zi, ai foarte multe informații utile pentru pacienți, pentru cei care sunt diagnosticați și poate și pentru familiile lor. Da, desigur, mi se pare o inițiativă importantă și frumoasă și sper să fie o discuție cu informații utile și productive. Sigur o să fie și uite, ca dacă să începem așa cu începutul, poți să ne povestești mai multe despre scleroza multiplă? În câteva cuvinte, ce presupune ea mai exact? Ce se întâmplă în organism? Sigur, este o afecțiune neurologică, este o boală a adultului tânăr, deci poate reprezenta o problemă de sănătate importantă în societate. Are loc acest proces mediat imun de distrugere a tecii de mielină. Teaca de mielină este învelișul care protejează terminațiile neuronale și are un rol foarte important în transmiterea informației. Astfel, apărând această distrugere focală, este întreruptă transmisia nervoasă. Acest lucru se poate întâmpla oriunde la nivelul sistemului nervos central. Deci, practic, ne referim la emisferii cerebrale, trunc cerebral, mândva spinării și cerebel. Și putând fi localizat oriunde la aceste nivele, spectrul de manifestări este foarte variat. Și știu că se spune despre scleroza multiplă că este boala cu 1000 de fețe, ceva de genul ăsta. Da, este o caracterizare foarte bună, exactă chiar. Și pentru că tot vorbeai despre simptome și care are foarte multe simptome, poți să ne spui cam care sunt principalele sau primele simptome ale sclerozei multiple? Deci, cum spuneam, afectarea poate apărea în diferite locuri, oriunde avem substanță albă. Deci, manifestările sunt variate. Printre cele mai frecvente pot spune despre tulburări ale funcției motorii, de la o simplă problemă de forță musculară până la pareze sau paralizii, probleme de sensibilitate cu amorțeli sau, dimpotrivă, furnicături, înțepături. De asemenea, tulburările sfincteriene, adică incontinență urinară cel mai frecvent, se pot întâlni, probleme ale echilibrului și coordonării, probleme de limbaj și, foarte frecvent, tu știi, nevrita optică, adică o afectare a nervului optic care duce la scăderea acuității vizuale. Că, practic, scade vederea pe un ochi, vedere în ceață sau probleme în perceperea culorilor. Și problemele acestea vizuale sunt de obicei bilaterale sau unilaterale, doar pe un singur ochi? Se poate întâmpla ca episodul să fie bilateral, dar mai rar. General, avem afectare pe o parte și poate în evoluție să se repete la ochiul celălalt. Totuși, mi se pare important să precizez că nu orice amorțeală e scleroză multiplă. Dacă stai picior peste picior și îți amorțește gamba sau vezi negru în fața ochilor când te ridici brusc din pat, nu înseamnă că trebuie să fugi la un neurolog. Sunt probleme care apar gradual pe parcursul orelor sau zilelor și durează măcar 24 de ore. Se pot remite, se pot rezolva de la sine sau sub tratament, dar în general este această durată. Deci, practic, dacă am avut telefonul în mână și mi-am amorțit ultimele două degete și după 5 minute trec, nu înseamnă că am scleroză multiplă. Asta da, este exact. Nu trebuie mesajul de luat acasă. Da. Cea mai frecventă formă de scleroză multiplă, care este cea cu recurențe și remisiuni. Așa. Pentru că, practic, istoricul natural al acestei boli este cu aceste episoade de tulburări neurologice, de diverse feluri. Dacă ai avut la început o problemă
motorii nu înseamnă că așa vor fi mereu. Că leziunile pot apărea din nou oriunde și următorul episod să fie legat de vedere sau de sensibilitate. Și aceste episoade sunt delimitate de perioade în care persoana respectivă revine la statusul de bază. Asta înseamnă, putem să ne imaginăm ca o linie ondulată, adică perioadele de acutizare, după care statusul normal, statusul la care se poate reveni fie sub tratament sau în mod spontan. Și mai există și forma progresivă, în care dispare acest pattern de rezolvări între episoade și treptat, în ani, se acumulează leziuni și dizabilitate. Am înțeles. Dar ca să mergem puțin înainte la partea de simptome, de obicei, când vin pacienții la voi, care e principala sau prima acuză? Știu, mi-ai spus că sunt foarte multe simptome, dar așa, pe ansamblu, de obicei vin, nu știu, poate de la oftalmolog, că au văzut că au o problemă de vedere și dau seama că nu-i de acolo și trimit la neurolog, sau cum se întâmplă? Sunt mai multe căi prin care un pacient se poate adresa unui centru care se ocupă cu scleroza multiplă, pentru că până de curând în Iași era singurul centru pe Moldova. De multe ori aveam pacienți care veneau cu diagnosticul deja pus din teritoriu, adică de la Suceava, de la Bacău, un medic neurolog care își face treaba la spital sau în ambulator, ridică suspiciunea și demarează procesul diagnostic. În momentul în care a pus diagnosticul, îl adresează către noi, unde noi preluăm și îl mergem mai departe cu tratamentul. Asta este o variantă. Apoi, cum ai spus și tu, dacă apare oftalmologul în general știe că în momentul în care a pus diagnosticul de nevrită optică, chiar dacă pacientul nu se plânge, nu are o paralizie sau ceva, este bine să-l adreseze și unui neurolog. Sunt nevrite optice care sunt nevrite optice, punct. A fost odată sau se întâmplă de două ori, dar rămâne așa, nu are leziuni cerebrale, nu are probleme neurologice, dar este o asociere foarte frecventă și de aceea majoritatea sunt adresați către un neurolog în această situație. Și mai este situația în care episodul este suficient de sever încât pacientul să se adreseze în urgență și atunci vine la voi. Voi îl vedeți, excludeți alte patologii, de exemplu, nu știu, un pacient cu un deficit motor distal, excludeți o poliraticulonevrită și în momentul în care ridicați suspiciunea de diagnostic, îl trimiteți la noi. Și cam astea sunt căile prin care pacienții ajung la voi. Ca să pui diagnosticul, ai o suspiciune clinică și ca să pui diagnosticul de scleroză multiplă, trebuie făcut anumite analize, poate de sânge, poate, nu știu, un CT sau alte lucruri de genul acesta? Deci în momentul în care pacientul are simptome care ridică suspiciunea, în urma unui examen clinic, din nou, se elimină și se merge în continuare pe ideea de scleroză multiplă, se recomandă imagistică. Asta e primul pas, se face RMN. În funcție de cum arată tabloul clinic craniocerebral sau și de măduvă și dacă apare aspectul de leziuni demielinizante, că practic se văd ca niște pete albe pe RMN, de aici se face un nou diagnostic diferențial, pentru că și acestea în scleroza multiplă au anumite caracteristici și dacă în continuare este susținută ideea că este o boală demielinizantă și anume scleroză multiplă, trebuie să excludem și alte entități, alte boli care ar putea da o asemenea afectare, pentru că există boli autoimune, există boli infecțioase care pot atinge sistemul nervos și pot arăta asemănător. Uh-huh. Și astfel se face un panel de analize de sânge, okay, prin care excludem boli autoimune și infecțioase în principal. Și dacă acestea se infirmă, mergem mai departe cu, se pune diagnosticul și se începe tratamentul. Adică e important de înțeles faptul că nu avem și nu există, nu numai în România sau așa, o analiză pe care să o faci, o dozezi o proteină în sânge sau faci o analiză genetică și spui, da, e mutația, asta e scleroză multiplă. Uh-huh.
Trebuie să elimini alte idei și este un diagnostic de excludere pentru că cauza este încă necunoscută. Da. Da. Și după ce se pune diagnosticul, o să urmeze partea de tratament. Exact. Știu că există acum destul de multe tratamente pentru scleroza multiplă. Poți să spui mai multe despre acest lucru? Da, sigur. Tratamentul pentru scleroză multiplă urmează practic două direcții. Este tratamentul pe care îl facem în puseu. Așa. Și este cu corticoterapie care se face pe episodul respectiv, pe termen scurt, 5 zile în general. Și este tratamentul de fond. Este o boală cronică și este recomandat tratament pe termen lung. Și opțiunile terapeutice care sunt la noi în țară în jur de 10 sunt disponibile prin Program Național de Sănătate, ceea ce înseamnă că nu poți merge cu o rețetă compensată și ridica medicația de la farmacia cu tare din Bacău, Verim, ci acestea se trimit în centrul de scleroză multiplă, în spitalul responsabil. Și pacientul trebuie să se prezinte la spitalul respectiv, fie să își ridice rețeta, să își ia medicația acasă, fie pentru administrare, dacă medicația se administrează intravenos, se face pe spitalizare. Am înțeles. Dar ce e important de știut este că această medicație este gratuită pentru pacienții cu scleroză multiplă. Da, exact. Adică, în momentul în care au diagnosticul, vin la voi cu actele, cu diagnosticul pus sau, da, sau îl punem sau noi. Voi, da. Și apoi o să urmeze tratamentul gratuit în cadrul centrului. El intră în evidența unui medic din spitalul respectiv, are un dosar la noi cu tot ce a făcut până atunci, îi urmărim istoricul cât de îndeaproape se poate, revine periodic la control și face investigațiile sub recomandările, adică la recomandările medicului curant. Și uite, aici am să ajung, din câte știu eu și ai spus și tu acum, că revine și la control. Deci pacientul respectiv este urmărit pe termen lung, pe data la 6 luni de zile sau cum e? Cum se procedează? În general, pacienții revin pentru eliberarea rețetelor undeva la 3 luni, majoritatea. Sunt care vin lunar pentru administrarea tratamentului și pentru pacienții nou intrați în programul național încercăm să-i vedem la 6 luni măcar clinic, nu numai să vină să-și ia rețeta și în general se face anual un control care repetăm anumite, adică măcar examen neurologic, imagistică și examen oftalmologic, unde e cazul. Și ai spus tu legat de tratament că există puseu și tratament de fond. Puseul, ca să fim mai explicit, înseamnă perioada aceea de acutizare, exact, în care apar simptome noi care nu erau înainte. Exact. În momentul în care pacientul îți povestește că am de 2 zile problema asta că mă împiedic și am observat că nu mai ridic piciorul cum obișnuiam să o fac, adică cum o făceam acum 3 zile, sau am 3 zile de când văd în ceață, sau de dimineață văd în ceață, adică cei care recunosc și știu la ce se aștepte, să spun așa. Și ce cred că un alt lucru important de știut este că trebuie la tratamentul acesta, chiar dacă ești într-o perioadă de remisiune, trebuie la tratamentul acesta cronic. Adică nu oprești tratamentul dacă te simți bine și au dispărut simptomele. Exact. Nu? Este un tratament care se ia pe termen lung și foarte lung. Am înțeles. E pe toată viața sau există posibilitatea la un moment dat să nu mai iei din ce ai observat tu? Din ce am văzut eu, există posibilitatea să oprești tratamentul la un moment dat, dar acest lucru se face particularizat și sub, adică, în discuție și un acord medic-pacient. Adică medicul care îți știe istoricul, care te vede clinic și știe cum e, care îți urmărește remeneurile, poate să îți facă recomandări în sensul ăsta. Deci ce e un alt lucru foarte important, nu renunțați la tratament dacă vă simțiți bine, dacă observați, ați avut o perioadă de timp în care a fost remisiune. De obicei, bine, știu că diferă de la pacient la pacient, dar cât poate să dureze perioada de remisie sau de stagnare? Sunt pacienți care rămân cu un prim episod neurologic pe perioade foarte lungi, că
au avut diagnosticul de scleroză multiplă pus, au început tratamentul și sunt la 12-lea, de exemplu, și fără episoade, da. Adică sunt pacienții care merg foarte bine și poate varia, poate dura un an, dura doi, pot fi și mai frecvente. Contează foarte mult atât forma bolii, însă variații foarte mari sunt și în cadrul aceluiași tip de boală. Forma cu recurențe și remisiuni despre care am vorbit și care este cea mai frecventă, poate avea aceste, cum spuneam, îți închipui o linie ondulată, onduleurile respective, adică perioadele cu exacerbări pot apărea la 2 ani sau pot apărea la 5 ani sau poate apărea mai des, la 3 luni, 6 luni. Cele trei forme principale sunt acestea, forma recurent-remisivă, primar progresivă, care evoluează cu degradare progresivă de la început, adică n-ai niciodată noțiunea că am fost bine, apoi rău și apoi iar bine, adică încet, încet se degradează. Și forma care se numește secundar progresivă și se caracterizează printr-o perioadă clasică cu recurențe și remisiuni, urmată de pierderea acestui pattern și, practic, după un puseu nu mai revii la cum era înainte, ci rămâne un grad de dizabilitate. De exemplu, dacă aveai un deficit motor, o problemă de forță pe un membru, spunem că mâna nu puteai să o ridici deloc, rămâne problema, spunem, la degete. Am înțeles. Adică rămâne un grad și cu timpul tot avansează. Lucru care se poate întâmpla și sub tratament. Și asta spun că sunt pacienți cu recurențe și remisiuni care merg bine și care cu timpul evoluează spre forma secundară progresivă. Tratamentul este cel mai eficient în forma cu recurențe și remisiuni și sunt și cele mai multe opțiuni. Am înțeles. Și legat, să zicem că am înțeles că diferă foarte mult de la pacient la pacient, sunt anumiți factori de risc sau anumite lucruri care pot să prevină scleroza multiplă? Cred că e destul de greu, păi, că ai spus că nu există, nu se știe exact cauza, nu? Da, exact. Din păcate, nu putem să punem mâna pe ceva, să arătăm cu degetul ceva. Nu există niște mesaje cu care, de exemplu, un părinte care s-ar uita la discuția noastră să plece acasă și să spună, da, îmi voi educa copilul să facă sport, să mănânce bine și așa îi scad riscul. Este cumva un cumul de factori probabil genetici, de mediu și totuși nu este această transmitere ereditară ca în cazul bolilor genetice cunoscute. În care să ai, de exemplu, tatăl cu mama și apoi copilul și de mai departe, exact. Nu? Exact. Adică un pacient cu scleroză multiplă nu trebuie să-și pună problema că nu voi face copii pentru că nu vreau să aibă scleroză multiplă, de exemplu. Uite că, apropo, că ai spus și de copii, pentru că de obicei pacienții sunt, ai spus, adulți tineri și de obicei afectează mai mult femeile, nu? Între 20-40 de ani, bine, poate să fie și în afara acestui range de vârstă. Și sunt persoane tinere care poate să-și dorească copii. Ce ai observat? Pot să rămână pacienții cu scleroză multiplă, femeile însărcinate? Poate să ducă sarcina la bun sfârșit? Da, bineînțeles, pot. Și este o discuție care îi privește și pe bărbanții pacienți din unele puncte de vedere. În general, ca și istorie naturală a bolii, fără partea de tratament, pentru că practic tratamentul îl avem din 1993. Adică n-are 30 de ani de experiență, să spun așa. Ca și istorie naturală, pe perioada de sarcină apare această aplatizare, această creștere a toleranței imune și e lucru care e valabil pentru multe boli autoimune care se domolesc pe perioada sarcinii, pentru că practic organismul acceptă un organism străin. Scade riscul de a dezvolta și de a apărea aceste exacerbări, de a avea o pacientă care se știe cu scleroză multiplă să se aștepte la un puseu pe perioada sarcinii.
În schimb, în perioada de postpartum este acest efect de rebound, pentru că se reactivează sistemul imun, să zic așa, și atunci crește riscul de a avea un puseu. Și multe doamne sunt diagnosticate în perioada postpartum, adică după naștere, că vin ca și prim episod în această perioadă. În ceea ce privește tratamentul, pacientele care sunt deja în evidență neurologică și iau un tratament, există molecule care sunt cunoscute cu efect teratogen, adică toxic pentru făt, și care trebuie întrerupte. Există de asemenea medicamente care au în prospect faptul că pot fi luate pe perioada sarcinii și deci și în alăptare. Și există și medicamente care, deși încă nu au studiile încheiate, să zic așa, au ajuns în acel punct în care unele paciente au rămas însărcinate și au continuat tratamentul și se pare că nu au un efect toxic. Da, exact. Și în orice caz, pacientele beneficiază de această consiliere, să spun așa, din partea medicului curant, pentru că fiind, cum spuneam, în România, aproximativ 10 molecule disponibile în momentul acesta, decizia de a începe un anumit tratament se ia în colaborare cu pacientul. Adică și în funcție de particularitățile pe care le are, particularitățile bolii, pentru că într-un fel abordezi o formă mai agresivă de boală și în alt fel una care pare mai domoană, așa. Dar se iau în considerare și alți factori care nu țin de boală și, cum ai spus și tu, la o pacientă tânără, dacă nu are o formă agresivă de manifest, adică nu are un spectru agresiv și nu pare o formă severă, te orientezi să-i dai un tratament care este sigur pe sarcină. Adică, pentru că s-ar putea să aibă în vedere să rămână stăcinată în următorii 2 ani de zile și ca să nu-i schimb după aceea tratamentul, mă gândesc. Exact, nu? Sau să nu-l întrerupi. Desigur că multe paciente își asumă și doresc întreruperea, indiferent de ce scrie în prospect, și din nou este ceva care se respectă și este de înțeles. Da, decizia. Și pentru că vorbeam despre sarcini și despre, mă rog, standardul de viață și de împlinire, hai să vorbim puțin despre prognosticul, poate fizic, poate social, la ce se aștepte pacienții care au diagnosticul pus de scleroză multiplă? Este o perioadă bună în istoria omenirii, să zic așa, mai bună în care poate fi dus diagnosticul ăsta față de cum era în trecut, de exemplu. Fiind atât de la îndemână tratamentul, vedem mai multe cazuri mai ușoare, mai bine controlate. Din punct de vedere neurologic, cum am explicat mai devreme, există posibilitatea să se rezume la un singur episod și să meargă bine sub tratament. Există posibilitatea să aibă și o formă mai agresivă de boală. Și în ceea ce privește prognosticul social, spun așa, mie mi se pare sincer că este un nume foarte nefericit acesta de, și mă refer la cuvântul scleroză, pentru că în România cel puțin are o conotație negativă, un popor, și am avut pacienți care mi-au povestit că nu spun oamenilor despre diagnosticul lor pentru că au această idee de scleroză, scleroza. Și ca și care fi o stigmă socială faptul exact, că ai... Exact. Însă, având în vedere, cum spuneam, sunt persoane care merg foarte bine și sunt persoane care merg mai rău, în schimb se adaptează foarte bine. Adică, sunt domni care au profesii foarte solicitante și se descurcă excelent, că cadre militare, profesori, ingineri, funcționari publici, cadre medicale,
își fac treaba și unii vorbesc despre asta, alții nici măcar nu se știe despre ei că au această boală. Și sunt persoane care se adaptează, de exemplu, un pacient care are un deficit motor important, necesită scaun rulant și nu se poate deplasa și se orientează spre psihoterapie și devine psihoterapeut, lucru pe care poți face și nu se uită nimeni că nu ai scările, de exemplu. Poți face online în ziua de astăzi și își duc cariera cu succes, să spun așa. Și în ceea ce privește viața personală, din nou, nu este un motiv să nu îți începi o familie și nu este un motiv să apară probleme în familie. Uh-huh. Și aici aș mai adăuga și faptul că, din nou, în zilele noastre sunt atât de multe resurse, sunt bloguri, sunt și în engleză și în română, informații pe înțelesul pacienților, sunt grupuri pe rețele sociale și chiar am văzut inițiative frumoase. Este un domn cu scleroză multiplă care traduce articole și comunicate de la congrese care sunt destul de științifice și de nișă, să zic așa, adică greu ajung poate până la pacient prin intermediul medicului și atunci acesta se informează, le traduce și le pune la dispoziție pacienților. Și ce frumos! Da, exact. Există asociații de scleroză multiplă și cel puțin înainte de pandemie se întâlneau anual, față în față și chemau și medici, dar și pacienți ca să vorbească și să dea anumite direcții. Sfaturi și cumva da. Să le explice și din experiența da. Lor, poate de persoane care au fost mai diagnosticate, să povestească cineva care poate a trecut prin exact, acest exact. De multe ori. Nu? Și să, exact, și să știi că chiar îi ajută foarte mult și chiar după o astfel de întâlnire mi-a povestit o doamnă că dânsa e aproape de pensie, a lucrat toată viața și n-a vorbit despre lucrul ăsta la muncă pentru că avea această idee în cap de scleroză multiplă, nu, de, avea stigma. Și în momentul în care a participat la conferință și au fost explicate lucrurile mai extensiv, pentru că până la urmă poate uneori, probabil că și medicul ei i-a explicat cât de bine a putut, dar da, intervin mai mulți factori și a înțeles cât de complexă e boala și a înțeles mai bine la ce se referă și a ajutat-o în acest proces psihic de a accepta și de a funcționa cu ea și continuare. În părerea ta, crezi că e important poate să discute și cu un psiholog sau crezi că e important poate să facă kinetoterapie, poate sunt anumite lucruri pe lângă tratamentul pe care trebuie să-l ia ca să îi ajute? În ceea ce privește psihologul, psihoterapia în general, eu am umilă părere că tuturor ne-ar prinde bine. Câteodată, așa, ocazional, să stăm de vorbă cu cineva care e obiectiv și nu este partener sau frate, soră, nu știu, prieten. Și, bineînțeles, în problemele care apar, pentru că nu sunt doar simptome neurologice, cum spuneam, este o încărcătură și emoțională, este o boală cronică, apare o depresie, o anxietate, sunt mai multe probleme. Bineînțeles că pentru cei care au această deschidere și posibilitate, pentru că, din păcate, aici nu avem un sistem bine pus la punct în care noi să putem furniza gratuit lucrurile acestea. Exact, da. Este recomandat și este benefic pentru ei. În ceea ce privește lucrurile pe care le pot face ca exerciții fizice, kinetoterapie și așa mai departe, este recomandat și adică, pentru pacienții care au probleme mai serioase, este important să facă lucrul acesta într-un centru specializat, fie la ei în oraș, fie
Adică, mă rog, într-un spital de recuperare sau într-o clinică de kinetoterapie. Care se ocupă cu lucrul acesta sau care știu cum să... Da, exact. Să acorde atenție și să învețe anumite exerciții țintite pe problema pe care o au. Uh-huh. Iar în ceea ce privește un pacient complet funcțional, care e tânăr și merge înainte cu tratamentul, e important să facă exercițiu fizic în limita tolerabilității, pentru că adică lucrul ăsta nu este neapărat legat strict de scleroza multiplă, dar efectele sportului sunt bine cunoscute, atât pe partea psihică, cât și pe partea fizică. Și bineînțeles că la cineva la care te aștepți sau are acest risc mai mare decât o persoană care nu are scleroză multiplă și are riscul ca la un moment dat să aibă o problemă motorie, nu mai vrei la el obezitate, nu mai vrei diabet, pentru că toate astea... Se adună cumva. Exact, da. Adică dacă te gândești, scleroza unui multiplu determină la un moment dat în viață un deficit al membrelor inferioare, face și un diabet, se mai și ia în greutate și atunci asta afectează prin mecanismele lor nervii periferici, deci tot membrele inferioare în principal. Și atunci mult mai repede ajunge mobilizarea la pat sau, mă rog, asta e în ultimă instanță. Dar e ceva care se adună și nu vrei comorbidități, zic. Am înțeles, da. Și uite că vorbeam despre psihoterapie, ioterapie și de toate lucrurile acestea sociale sau, mă rog, lucruri care ar putea ajuta. De asta am vrut și eu să facem video-ul ăsta, tocmai ca să prezentăm așa și partea aceasta de ce înseamnă cu adevărat scleroza multiplă și că, în primul rând, este o boală contagioasă, că nu trebuie să existe o stigmă în societate, că persoanele care poate sunt sănătoase și au în jurul lor persoane care au scleroză multiplă, nu trebuie, nu știu, tratați altfel oamenii sau ca și cum ar fi, nu știu, ca și cum ar putea să le dea și lor boala respectivă. Cred că asta e și un alt lucru important. Da, bineînțeles, boala nu se transmite, adică am precizat nici măcar de la mamă la fiu, deci poate mai puțin de la doi străini care... Stau în același, nu știu, în același autobuz. Da, exact. Și poate că cumva stârnești prin inițiativa asta curiozitatea persoanelor, pentru că poate exista în mediul fiecăruia cineva cu diagnosticul respectiv și nu înseamnă că trebuie privit într-un mod diferit, nu înseamnă că nu-și poate face treaba, poate la un moment dat o să aibă nevoie de ajutor într-un anumit fel, dacă cere să fii deschis îl acorzi. Mm-hmm. Poate fi mai greu dacă, de exemplu, ai pe cineva în familie, poate trebuie să te adaptezi într-un anumit mod, dar nu este imposibil. Da, mulțumesc mult pentru că ai venit și ai acceptat invitația mea. Sigur, au fost foarte multe informații utile și sper așa că am făcut amândouă puțină lumină asupra problemei sau asupra bolii acesteia și mai mult cred că am vrut să vorbim despre partea socială, ce înseamnă că scleroza multiplă nu este un diagnostic care să... nu știu, ca o sentință la moarte și ca o sentință care nu mai poți să-ți mai trăiești viața... Să te invalidezi, exact. Ireversibil, zic așa. Da, mulțumesc și eu pentru invitație și sper că a fost util, plăcut a fost cu siguranță. Mă bucur mult să aud asta. Dacă vă aveți cumva întrebări, puteți să le puneți în comentarii și până data viitoare, o zi cât mai frumoasă!